Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou clip. Ei bine, chiar este un clip foarte special pentru că astăzi eu am primit ceva de la Coca-Cola. Ei mi-au spus că au un cadou pentru mine, le-am dat adresa și iată că astăzi a ajuns. Vreau să vă povestesc că a fost destul de ciudat momentul în care curierul a venit la mine și a spus, vă numiți The Link? Adică, mă rog, a sunat la interfon, i-am deschis și apoi, vă numiți The Link? Și am spus, oarecum, și am zis, cum adică oarecum? Era foarte speriat pentru că a spus că nu am mai văzut un astfel de nume, normal, că era ciudat. Și când la buletin credea că nu sunt eu. A fost o chestie foarte ciudată, a trebuit să îi arăt că am un canal de YouTube cu fața mea și că eu sunt pe acel canal în toate clipurile. Mă rog, i-am dat 2-3 clipuri, i-am arătat pe telefonul meu și a fost destul de ok, dar a fost destul de haios momentul acela. Aici, ăsta este pachetul. Aici scrie numele meu, The Link. Sper că se vede. Bun. Și hai să-l desfac. Chiar nu știu ce-o fi aici. Oare cine a pregătit nouă Coca-Cola? Hai să desfac eu cutia asta. Știu că nu o să vedeți, dar pur și simplu tai chestia asta cu o foarfecă. Hai să rup aici. Foarte ușor. Mamă, scoci ca lumea. Ok, încă un pic și iată, nu e suficient. Putem să... Opa, e o cutie verde. Stai că acum... 3, 2, 1 și... Ok, am rupt ambalajul, nu vă gândiți că am stricat cadoul. Ok, o să arunc chestia asta acolo. Bun, și... Asta este cadoul, cred că este Coca-Cola Lime, dacă nu știți, a apărut un nou, să spun, sortiment de Coca-Cola și, nu știu, hai să vedem și înăuntru. Eu presupun că este o sticlă de Coca-Cola și poate mai e încă ceva. Chiar arată super bine. Mulțumesc oricum pentru cadoul oferit, mulțumim cu toții. Bun, și hai să mai desfacem că mai e așa un plastic de la care protejează cutia. Opa, sper că nu auziți sunete foarte ciudate pentru voi și deranjante totodată, pentru că am microfonul foarte aproape și sper să fie în regulă. Ok, puteți pregătiți, o să fac așa, ia să văd dacă am cum cu o mână. N-am cum, am nevoie de două mâini și voi nu o să vedeți ce fac aici, dar pur și simplu desfac asta. Bam, up, ok, eu cumva un tricou și... Am aici o chestie, hai să vedem să citim ce scrie aici. Un nou mod în care să te exprimi. Wow, pentru cei care ies din tipare și își asumă acest statut, s-a lansat Coca-Cola Lime. O băutură răcoritoare, autentică, ce vorbește. Ok, hai să vedem. Wow, și aici am un tricou. Super tare. Sper să-mi vină. Ia să-mi, ce măsură e. Este M. Cred că trebuie să mai cresc. Eu port S sau XS, depinde, sunt o persoană scundă și mică, asta e, nu toți suntem perfecți, dar ăsta e tricoul, o să-l păstrez ca amintire în orice caz, chiar dacă nu o să-l port pentru că nu-mi vine, dar este frumos în orice caz. Așa și, într-adevăr, cum bănuiam, aici este o sticlă de Coca-Cola Lime. Ok, hai să gustăm. Sper să nu fac o prostie și să iasă spuma și toate astea, ok. N-am gustat deloc până acum Coca-Cola Lime, am văzut însă în magazine și... Hai să vedem totuși. Foarte tare, chiar are un gust diferit și pot spune că e mai bun. În orice caz, mulțumesc încă o dată Coca-Cola, vă mulțumesc și vouă că ați urmărit acest clip și ne vom revedea sâmbătă. Sâmbătă m-am pregătit două episoade foarte speciale, un episod de GTA 5 în care v-am pregătit o surpriză, în ghilimele așa o surpriză, o să vedeți voi mai exact, și unul de Minecraft Pocket Edition. Eu am fost The Link și ne vedem curând. Bye!